Gurul din Apuseni este plâns de oamenii din zonă. Vestea că liderul spiritual al comunității Copiii Soarelui s-a stins vineri la spital a întristat oamenii din Sătucul de Munte. Puținii localnici din Dumbrava de Sus spun că Adi de la Brad i-a ajutat mereu și se purta frumos cu toți sătenii. Mai mult, cei de aici nu văd niciun motiv ca membrii comunității să plece din satul lor. Mă vă pare rău că a murit? Un pic așa, da, când moare... Pe ce ne ajuta. Cu mașina mergeam în Brama, dușa, nu lua niciun leu. Nea Gheorghe are 80 de ani și îl cunoștea de peste 30 de ani pe bărbatul care a înființat Asociația Copiii Soarelui și a adus sute de tineri în sătucul lor din Apuseni. Își amintește de el cu drag, așa cum îți amintești de cineva care te ajută mereu. Îi ajuta, da, care cum. Cu mașina venea, mă lua, nu lua niciun leu. Vă pare rău de dânsul? Un pic așa. Gheorghe mă cheamă. Vinea pe aici. Ce faci, Gheorghe? I-a zis, pe și în gospodărie. Ai, iată asta. Soții Maria și Gheorghe Rus stau într-o căsuță chiar în apropierea locului unde cei care merg în comunitate își lasă mașinile și urcă pe jos. Îl știau bine de Adi de la Brad și mereu i-a ajutat. Ba chiar Copiii Soarelui au strâns bani și l-au ajutat pe moș să fie operat. Îmi pare rău că a murit. Da, cum? Îmi pare rău. Eu nu, ne pare rău. Ne-a părut rău și că s-a întâmplat și s-a întâmplat cu el, că cu noi s-a comportat ca și când ar fi fost un copil de-a nostru. Foarte mult ne-a ajutat. Când a fost el operat, că a fost operat la Cluj, are cancer la ficat și la stomac, ne-a ajutat cu bani. Nu. Îmi pare rău, foarte rău îmi pare. Nu pot să spun cât de rău îmi pare de el. Eu nu știu să fi fost bolnav așa cu inima. Poate nu o să fi avut omul, nu o fi spus, dar încolo nu știu. Întotdeauna venea la noi și zicea câte noi... Când... Vă pare rău de dânsul? Da, 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 foarte rău. Păi uite și acum, m-au dus, când vin tractorul, nu m-am sunat pe șoferul lui și am zis, bă, uite care teaba, zic, am, și nu pot să-mi deschid drumul, mi s-a rupt drumul și trebuie buldozerul aici. Nu, m-a sunat pe ăsta cu tractorul și mi-a dat dimineața mea și vine și mi-a zis că mi-au dus lemne și mi-a făcut loc să-mi fac drumul. Ori de câte ori l-am rugat, tot eu l-am ajutat. Iată vine ei cu tuba. Niciunul dintre săteni nu are o vorbă rea de spus despre lideri sau membrii comunității. Pe toți i-a întristat vestea că bărbatul pe care îl apreciau atât de mult nu mai este. Spune Dumnezeu să-l ierte și condoleanțe la familie. Mi pare foarte rău. N-am fi vrut să se ajungă, am fi vrut să mai trăim cu el în sat. Ani și ani de zile, a fost un om deosebit. Asta știm și vă spunem. Credeți că o să plece Copiii Soarelui de aici? Nu știm, nu știm să vă spunem. Asta nu știm, dar nu ne-ar deranja cu nimica. Ne-au ajutat aici și ne-au respectat totdeauna și noi nu avem nimica de rău să spunem de el. Că ori trecut pe aici cu mașini, ne-au ajutat. I-a dușat la sora mea și mâncare, dacă o ruga să aducă din oraș. Gândiți-vă că de aici 30 de kilometri până în oraș. Și dacă o ruga să-i aducă pâine sau ceva, imediat veneau și-i aduceau. Deci eu... Știu că au fost oameni, apoi eu nu știu acolo, nu mă interesează, dar cu noi aici în sat s-au comportat frumos și ne-a respectat. Pare rău și cu nevasta lui dorim o doleanță și ne pare foarte rău. Sătenii nu vor ca membrii comunității Copiii Soarelui să plece din sătucul răsfirat pe văile și culmile din Apuseni, cu atât mai mult cu cât o parte dintre ei și-au cumpărat terenuri și case în zonă.